Bună seara, doamnelor și domnilor! Campioana țării, Dinamo București, susține astăzi unul din cele mai grele meciuri din acest an. Adversară este Olympique Marseille, o echipă cu o cotă excelentă în Europa, de 8 ori campioana Franței, de 10 ori câștigătoare a cupei, finalistă a Cupei Campionilor Europeni, ediția de anul trecut. Cele două formații sunt Timofte, 6 Cheregi, 7 Dorinel Munteanu, 8 Gerstenmaier, 9 Kanganu, 10 Kadar, 11 Demolari. Antrenorii celor doi. Mai departe pentru Cheregi, lansarea în adâncime foarte bună pentru Selimeș. Selimeș, poziție de șut. Pe lângă poartă. O fază care a aruncat în aer tribunele. Desai. Șut mult peste poartă. Gerstenmaier în luptă cu Boli, câștigă apărătorul de culoare, intră în careu Dorinel Munteanu, blocat. Jocelyn Angloma, fundașul dreapta al lui Olympique Marseille, a acordat corner, execută Dorinel Munteanu. Hangan. Munteanu, Demolari, cât pe ce să ajungă la acest balon! Gol! Este gol, mingea a intrat în... a lovit plasa laterală. Pasele echipei noastre. Jercălău în continuare și pregătește un șut cu stângul, încă o dată! Deschamps. Șuta lui Deschamps pe lângă poarta lui Temer. Pasă Jercălău înapoi pentru Kadar. Hanganu lasă pentru Gerstenmaier, mi s-a părut Hanschek. Hanganu. Mi s-a părut... lansare în adâncime, n-a fost offside. Și o rezolvare pe cont propriu a lui Franck Sauzet. Foarte bine îl deschide Dorinel Munteanu pe Selimeș. Centrare, reține în prezent în partidă. Angloma în interiorul careului și paradă excepțională a lui Tene. Faza nu s-a terminat, vor arunca. Pasă înapoi pentru Eric Dimeco, apare Angloma în careu. Sauzet, atenție la șutul lui Franck Sauzet. Și în acest moment, arbitrul Mikkelsen fluieră sfârșitul primei reprize, destul de discret. De altfel, ca întreaga sa prestație în această primă repriză, așadar Dinamo și Olympique Marseille 0-0. Pe durata pauzei dăm legătura în studio. Și Mihalin careu. Gerstenmaier. Acum Demolari. Hanganu. Abedi Pele. Trio ofensiv completat de Föller, care așteaptă în careu. Trage Abedi Pele mult pe lângă poartă. În continuare, l-are față pe Angloma. Pasă pentru Selimeș, foarte bună! O nouă centrare reușită a lui Selimeș. Munteanu sprintează Selimeș, pasă foarte bună a lui Dorinel! Intervine portarul Barthez la limita careului mic. Gerstenmaier. Costel Pană și cornă. Dinamo București, Olympique Marseille 0-0. Abedi Pele, atenție la tehnica acestui mijlocaș de clasă, trage Sauzet. Hanganu, Föller, lângă el Mihali, atenție la acoperire, vine Timofte cu Abedi Pele, așteaptă Boli, centrarea în careu, Boli! Foarte bine Selimeș. Pericol, balonul trece puțin pe lângă. Acum Jercălău. Gerstenmaier, reluare. A fost oprit discret de către Desai. Și în acest moment, arbitrul Peter Mikkelsen fluieră sfârșitul acestei partide.
încheiate cu un scor al 0-0. Un rezultat de egalitate care cel puțin teoretic lasă deschisă disputa calificării. Este drept că la Marsilia datele problemei vor fi cu totul altele. Thank you.